Chira de la Sipănet să ne vorbească cum putem să ținem site-urile sus de Black Friday, să nu mai avem situații strânjenitoare în care investim mulți bani în PPC, în afiliere, în orice, și site-ul nostru este căzut. Da? Andrei Chira, ai cuvânt. Mersi. Salut, sunt Andrei Chira. Dețin Sipănet.ro, primul hosting specializat pe WordPress din România. Am venit cu fițuncele. Nu țin minte ce am zis. Ok. Să vedem. Deci cum obținem scalabilitate de Black Friday? Avem aici patru pași. Optimizarea aplicației, optimizarea serverului, implementarea CDN și implementarea de load balancing. Eu optimizez WordPress și cu asta mă ocup și o să vorbesc mai mult de WordPress, dar în esență o aplicație e un ecosistem format din anumite elemente și de modul în care acestea interacționează între ele. Codul PHP cu baza de date, temă, plugin-uri, etc. Tot ce e acolo. Optimizarea aplicației. În cazul WordPress avem optimizarea temei, a plugin-urilor, optimizarea imaginilor, care nu ține neapărat de WordPress, și implementarea de cache. Optimizarea temei. Există foarte multe teme WordPress. Majoritatea nu sunt axate pe performanță, ci mai erau pe frumusețe. Așa și aleg oamenii temele. Ai niște tablouri la care se uite. Noi ce facem? Analizăm tema, verificăm câtă memorie consumă, dacă încarcă fișiere inutile, JS-uri sau CSS-uri, câte interogări facem baza de date și propunem clienților variante mai bune. Ori optimizăm tema respectivă, eliminăm elementele inutile, ori propunem alte teme. De obicei, noi lucrăm cu Genesis Framework și propunem teme făcute pe Genesis Framework, care eu cred că e cel mai bun framework pentru WordPress. E foarte lightweight, se încarcă foarte repede, e bine optimizat SEO, e super ok ca și framework pe care se poate construi o temă. Optimizarea plugin-urilor. Și la plugin-uri. Sunt o mulțime de plugin-uri pe net, multe gratuite, multe premium. La fel, testăm impactul fiecărui plugin asupra vitezei de încărcare a site-ului și vedem ce probleme poate să aibă și propunem și aici variante mai bune și mai eficiente. Am întâlnit plugin-uri, de exemplu un plugin care făcea redirecționări, care consuma 200 de mega de memorie RAM la fiecare afișare de pagină. Site-ul respectiv avea vreo 7-8.000 de afișe zilnice. Deci vă dați seama ce era acolo și cât consuma pe server. Optimizarea imaginilor. Optimizarea imaginilor se referă la... Pot să întreb, da. De ce consuma memoria de mult? N-ați depistat sau n-ați prost? Era codul PHP scris prost. Era făcut prost plugin-ul. Sunt foarte multe plugin-uri făcute de oameni care nu sunt tocmai profesioniști. Nu sunt programatori buni. Și cu ce tool ați analizat consumul de resurse? Consumul de resurse analizăm cu Plugin Profiler, cu P3, și cu Query Monitor. Tot un... Sunt dedicate pentru WordPress? Da. Da. Sunt plugin-uri de WordPress care se instalează și arată exact consumul de memorie, numărul de unități de interogări, baza de date, etc. De exemplu, la teme, tot așa, am găsit o temă care făcea vreo 800 de interogări în baza de date la fiecare afișare de pagină, ceea ce e enorm. La imagine am ajuns, da? Optimizarea imaginilor înseamnă să încercăm să reducem dimensiunea în kilobytes, fără să se piardă din calitate. Am întâlnit și aici cazuri, în special la ziare sau reviste online, unde editorii încărcau pe site poze din aparatul foto, cred, la
12 megapixeli, 10 megapixeli. Vă dați seama, o galerie de poze, de 20 de poze, fiecare are câte 3-4 mega, pagina aia se încarcă în 50 de secunde. Deci pozele trebuie să fie încărcate exact la dimensiunea la care vor fi afișate pe site și optimizate pentru web. Optimizarea se poate face din Photoshop manual, save for web, 70-80% la quality și bifat progresiv JPG. Mai sunt niște tool-uri de optimizat, jpegmini.com e unul, se încarcă pozele acolo, serverul le optimizează, le descărcați optimizate. Ultimul lucru la optimizarea aplicației, implementarea cache-ului. Ăsta cred că e singurul lucru important, adică principalul care contează. Un page cache făcut ca lumea ajută foarte mult, chiar dacă aplicația nu e foarte bine optimizată. În esență aici sunt plugin-uri de WordPress care salvează o pagină statică, HTML static, și livrează acest HTML static în loc să încarce tot scriptul PHP WordPress care consumă mai multe resurse. Optimizarea serverului. Majoritatea firmelor de hosting folosesc Apache. Nu e cel mai popular pentru că e cel mai bun, ci pentru că vine standard pe instalarea de CPanel. El are o problemă cu scalabilitatea, în sensul că pentru fiecare conexiune trebuie să deschide un nou proces. Un proces consumă, nu știu, câțiva zeci de mega de RAM. Cu cât vine trafic mai mare pe site, cu atât se deschid mai multe procese Apache, se consumă mai multe resurse, mai multă memorie RAM, de obicei, nu consumă așa de mult CPU. Și ajunge să blocheze serverul la un moment dat. Soluția ar fi trecerea la o firmă de hosting care folosește Lightspeed. Lightspeed, părerea mea, că e cam cel mai bun web server la ora actuală. E mai bun decât Apache, servește elementele statice cu vreo 600% mai rapid și scripturile PHP le procesează 50% mai rapid. E foarte ok, însă e comercial, în sensul că nu e open source, deci crește costul hostingului. O altă soluție ar fi Nginx, care a devenit foarte popular în ultima vreme. E folosit de site cu trafic foarte mare, gen Facebook, Instagram, CNN, WordPress.com, e făcut cu Nginx în spate. Și e mapă, dacă nu mă înșel, și GSP-ul folosesc Nginx. Nginx nu e un web server complet, ca Lightspeed sau Apache. Face mai puține lucruri, însă alea pe care știe să le facă, le face de 50 de ori mai rapid. N-are un modul PHP integrat, deci trebuie să comunice cu un server PHP, PHP FTP. Și în felul ăsta, E foarte scalabil pentru că el, Nginx-ul, servește elementele statice foarte rapid. De exemplu, Apache trebuie să comunice cu server PHP ca să servească o imagine. Pe când Nginx-ul nu mai comunică cu server PHP decât dacă are un script PHP de încărcat. Altfel, ia imaginea și o servește. Servere de baze de date. La fel, majoritatea folosesc MySQL, însă mai există și MariaDB și Percona, care sunt 100% compatibile. Pot înlocui MySQL-ul fără nicio problemă și sunt mult mai performante și mai scalabile și mai fiabile. Cache, se poate implementa un cache pe server, Zendor cache, Memcached sau Varnish. Aici e deja o chestie destul de complexă. E nevoie de un VPS sau un server dedicat. Renunțarea la panoul de control. Multă lume e obișnuită cu panoul de control, cu cPanel, însă pe un VPS sau pe un server dedicat se poate renunța la cPanel pentru că
consumă destul de multe resurse și preia controlul asupra serverului și îți limitează modul de a optimiza și a personaliza serverul respectiv pentru performanță. Un alt lucru de făcut, împărțirea serviciilor. DNS hosting, web hosting și email hosting, majoritatea sunt obișnuiți să le aibă într-un singur loc, însă acestea se pot separa la provider diferiți pentru un uptime mai bun, performanță și scalabilitate mai bună. Implementarea unui CDN. Astea sunt cele mai populare CDN-uri din lume. În esență, elementele statice ale site-ului sunt servite de pe un CDN, de pe un alt server, iar serverul pe care e găzduit site-ul se ocupă doar de procesarea scripturilor PHP. Load balancing, asta e ultima, măsura supremă de scalabilitate și disponibilitate. E o chestie foarte complexă și costă destul de mult. În esență, se folosesc mai multe mașini virtuale, mai multe VPS-uri, și traficul se împarte pe fiecare dintre aceste mașini virtuale. Fiecare preia o bucățică de trafic pentru a reuși să servească cât mai mult vizitatorilor. Cam asta este. Am un cod de reducere pentru primul an de zile, pentru hosting, orice pachet. Asta e. Mă găsiți pe SimpleNet, la office.simplenet.ro. Dacă doriți să vă optimizez site-ul pentru performanță și scalabilitate, se vede, cred că mă pricep mai bine la stat cu ochii calculator și optimizând site-ul decât să vorbesc în public. O prezentare foarte bună de la Andrei. Felicitări, Andrei! Mulțumesc! Slide-ul cu reducere, ok? Da. Acesta este slide-ul cu reducere, faceți o poză. Dacă vreți, 5% discount pentru primul an la serviciile oferite de SimpleNet. Întrebări pentru Andrei? Da, ok, câte întrebări? Claudiu, după aceea Horia. Să zicem că am un blog cu 1000 de articole, 1000 de vizitatori. Caz real, am instalat și eu un plugin de să văd cât de încărcat e serverul, că băieții de la hosting îmi ziceau, bă, vezi că ne consum cam multe resurse pentru bucket-ul tău, fă și tu un upgrade. Cam de la câți vizitatori consider că ar fi necesar o optimizare pentru WordPress? Să zicem 1000 de articole, 1000 de articole, 1000 de vizitatori unici pe zi, hai să zicem 5000 de afișări. Da, nu contează neapărat numărul de articole cât cât de bine e optimizată aplicația. Dacă e o temă ok și plugin-ul ok, ține destul de mult. Am avut cazuri, de exemplu, Ariel, îl știți pe Ariel, Constantinov, de la Tribur. El are un pachet la noi de 2,9 euro și a avut un vârf de trafic de 31, parcă de mii, de afișări într-o singură zi. Deci n-au avut nicio problemă. Bine, nu poate să țină 31.000 în fiecare zi. E un vârf. Pachetul lunar, să înțeleg, de fapt. Da, și eu mă mai jucam cu chestia aceea de la Google. Google Hate Speech. Da, și îmi tot recomandă acolo. Fă aia. Cât de importante sunt. Mă refer mai ales din punct de vedere SEO. Că toată lumea spune, cu cât se încarcă site-ul tău mai bine, cu atâta orice mai sus în rezultate. Când se face optimizare, trebuie să faci o analiză cost-beneficiu. Adică e mult de muncă să implementezi SPDY sau PHP și să-ți îmbunătățească cu 6%. Nu are sens. Ei să muncești atât pentru un plus atât de mic de performanță. Performanța cea mai mare, plusul de performanță cea mai mare, ți-l dă o aplicație bine optimizată, plugin-uri ok, page cache. Astea trei cred că sunt schimbe. Uite, pot să completez eu răspunsul vis-a-vis de... Deci,
practic orice site are două componente majore. Partea de conținut, și aici intră poze și, mă rog, ce trage din baza de date, și partea de scripting. Deci tu, practic, nu contează că ai un număr de 1000. Dacă site-ul ăla e un site de poze, s-ar putea la 50 să crape. Uh-huh. Sau dacă e un site de la care ai doar text, deci n-ai nicio poză, n-ai nimic, s-ar putea să țină 5000. Deci lucrurile trebuie privite prin prisma ceea ce livrează site-ul ăla. Corect și trebuie analizat în profunzime, dar separat, pentru că mai avem o prezentare la ora 9, ne dau afară și nu este corect. Mai avem dreptul la o singură întrebare. Horia, mai este cineva care vrea să-mi pună o altă întrebare? O dată, de două, de trei ori? Ok, Horia. Foarte democratic. Ai cumva experiență și cu Ghost? Platforma de domeniu? Nu, 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 n-am uitat cu Ghost. Am auzit de el, m-am uitat așa pe la el, la atât. O întrebare, a doua întrebare după, da? Altfel pe avea puțin timp să prezentarea ta și voi spune o prezentare de 5 minute, nu? Asta zic. Da, exact, da. E cam 4 jumate. Ok, 4 jumate, cât o țigară lungă, nu? Cam atât, cam atât. Bun, mulțumim, Andrei Chira. Mulțumesc. Înainte să-l invit pe